Moldova. Noi am înregistrat această declarație, acest proiect de hotărâre al Parlamentului, semnat de 24 deputați de întreaga fracțiune. Astăzi, în plenul Parlamentului, vrem să vedem cine este partea statului capturat și cine nu. Fac apel către acei deputați care nu au intrat în majoritatea parlamentară oligarhică să semneze această declarație. Pentru ca astăzi, în plenul Parlamentului, să facem primul pas pentru a recunoaște că Republica Moldova este un stat capturat. Toți, absolut toți, cunosc că Moldova este stat capturat. Comunitatea internațională declară că Moldova este un stat capturat. Majoritatea cetățenilor consideră că Moldova este un stat capturat. Numai deputații din Parlament se fac plouă.